Bună seara! Prefer în continuare acest salut la astfel de seri, pentru că în continuare îmi voi căuta locul în discurs, mai ales mai mult spre conferință decât spre predică, pentru că frământarea care stă în spatele acestei serii, să le zicem cu îngăduință conferințe, este mai degrabă o frământare care vine din altă parte decât locul de unde vin de obicei predicile, și o să vă dau detalii despre felul în care s-au născut aceste serii. Așadar, vicii și vertuți ale creștinului contemporan. Când am plecat din Oradea, am avut niște gânduri, când am ajuns în Alejda am avut alte gânduri și când am călătorit încoace am avut și mai multe gânduri negre. Am simțit și am împărtășit cu prietenii, cei care ne poartă în rugăciune și cu prietenii care organizează aceste seri, am simțit cu toții că este o bătălie spirituală extraordinară în spatele a tot ce se întâmplă aici. Ca urmare, dacă diavolului nu-i place ceva, înseamnă că trebuie să mergem înainte. Am fost în ultimele săptămâni extrem de descurajat, purtat de diferite întrebări, la fel și prietenii mei care sunt în spatele organizării acestor seri, și la un moment dat am început să mă îndoiesc că toate acestea au vreun rost. Astăzi cred mai mult ca oricând că au rost. Are rost să ne frământăm împreună, să ne gândim împreună la aceste întrebări care ne frământă. Nu știu dacă am reușit să ne convingem unii pe alții că Dumnezeu există în seria trecută, dar cei care au fost la Auschwitz cu mine știu sigur că dracul există. În un efect secundar al serilor de la Iris, a fost o excursie pe care am avut-o la Auschwitz cu bicicletele, au fost în total 32 de persoane, mai mult decât mi-aș fi putut imagina, 23 călare pe biciclete, restul asistență rutieră, asistență medicală, am avut transport, mașină de abandon, și slavă Domnului că n-a trebuit să abandoneze nimeni, și îi văd pe prietenii mei care au fost împreună cu mine și vă spun că în ultimele săptămâni, când mi-a fost mai greu, m-am gândit la excursia aceasta de la Auschwitz. Au fost 4 zile de extrem de intense, extraordinare. N-am reușit să facem tot ce ne-am propus, mai ales în lectura jurnalului Evei Haiman, și n-am reușit să ne uităm prin tot textul pe care ne l-am propus din scripturi, dar am adunat niște amintiri pe care acum, la venirea toamnei, le evaluez altfel. Nu pentru că atunci a fost însorit, că n-a fost. Ultima zi, 145 de kilometri, 1600 diferențe de nivel aproape, pe ploaie și la 8 grade, coborând aproape 70 de kilometri, ne-a fost foarte greu tuturor și unii au intrat în hipotermie. Dar aceste experiențe de ucenicie peripatetică au fost extrem de importante pentru mine personal, sper că și pentru cei care au participat, așa de importante încât aș vrea să reluăm proiectul și vă anunț din timp. Am în cap să facem turul Israelului pe bicicletă, cel puțin una din călătoriile misionarele Domnului Iisus Hristos. Sunt cel puțin 3 variante, dar una dintre ele cred că merită. Deja am început să discut cu cei care pot organiza și vă invit alături de mine la această a doua nebunie pe bicicletă. Va fi absolut fascinant, mai ales având în vedere conflictele din zonă. Asta este, săptămâna trecută am fost în Ucraina, deci se poate, și frații din Ucraina ne-au invitat să venim la ei în mijlocul războiului și a refugiaților, și cel mai ușor, vă spun că am încercat eu, se trece pe jos sau pe bicicletă. Cu mașina așteptați 2 sau 3 ore la granițe din cauza conflictului. Așadar, am văzut acolo, la Auschwitz, încă n-am îndrăznit să scriu ultimul raport, a 5-a zi, există încă straturi de cenușă umană pietrificată acolo, când este cel mai mare cimitir care există pe pământ, fără niciun singur mormânt. Este cenușă umană transformată în piatră și se pot vedea încă straturile.
este un loc pe care ar trebui să-l vadă orice european. Că mergeți cum am mers noi sau mergeți altfel, eu cred că este important să aveți această experiență inițiatică. Așadar, am încheiat un ciclu împreună care s-a intitulat De ce cred? A fost un studiu asupra Evangheliei după Ioan și am căutat ipostazele credinței. Ne-am uitat la Iisus Hristos, cel care este apa vieții, pâinea vieții, șarpele, ca șarpele cel care este întins pentru mântuirea celor mușcați de șarpe, lumină, ușă, mielul lui Dumnezeu. Ne-am uitat la o serie de portrete și am văzut Evanghelia după Ioan ca o mare catedrală care are vitralii de o parte și de alta, de o parte portretele lui Iisus, acestea numite mai devreme, și de o parte portretele lui Nicodim, un intelectual, samariteanca, orbul, slăbănogul, Petru, cel care trădează, Maria, Ioan însuși. A fost o experiență din care eu am învățat foarte multe. La începutul șirului acesteia, chiar am crezut că poți să aperi credința în așa fel încât într-o discuție evanghelistică și discut cu oamenii despre credință din anul 1985. Și chiar am crezut până la această încercare că se poate apăra credința și la un moment dat, printr-o discuție rațională, evaluând toate dovezile, cineva ar putea să creadă. La sfârșitul acestei serii, cred mai mult ca oricând că a noastră credință este un miracol care poate fi admirat doar dinăuntru. V-am adus să vă prezint o carte care cred că este cea mai onestă abordare a apologeticii. Apologetică pur și simplu. În subtitlu scrie așa: cum să îți prezinți credința. Apologetica este pentru creștini în mod special destinată. Noi învățăm cum să ne apărăm și să ne prezentăm credința. Până la urma urmei, după ce îl lăsăm pe cel necredincios în prezența lui Hristos, în dialogul acela cu Hristos care se învârte în Evanghelia după Ioan și îl vedem din toate unghiurile și în toate ipostazele, rămâne minunea pe care o face numai Dumnezeu însuși. Dumnezeu care îl agață, îl prinde pe cel necredincios și îl aduce spre credință. Vă recomand cartea tuturor celor care doriți să învățați, să vă apărați credința, să purtați dialoguri despre credință și să vă purtați, asta e un alt lucru, o altă lecție pe care am învățat-o în anul trecut, să vă purtați necredincioșii pe genunchi. Este o minune pe care noi o trăim zilnic prin rugăciune, purtându-ne necredincioșii pe genunchi. Seria trecută a fost dedicată fiului nostru mai mare, Naum Lucas, care se luptă cu încercarea de a crede și vă rog să îl purtați în continuare în rugăciuni, cei care vă rugați, cei care sunteți credincioși. Am aprins aceste 7 lumini, 7 conferințe pentru el. Este modul meu de a face acatiste. Fiecare are modul lui de a face acatiste, eu așa fac acatiste. Apropo, acatistele nu sunt de rău, suficiente s-am dat acatiste. Acatistul, acatistos, este un cântec care se cântă neașezat, adică în picioare. Este o rugăciune și când spui că dai un acatist, este o rugăciune spusă în picioare în cinstea lui Hristos. Acatistul lui Hristos este unul dintre cele mai lungi și cei care sunteți cunoscători știți, este un cântec extraordinar. Ce urmează? Întrebarea: cum pot fi cum să cade? Asta e întrebarea care mă frământă în ultimul timp și de multe ori m-am ridicat așa de dezamăgit de mine însumi, de la blogul meu, de la Facebook, cu această dezamăgire că nu sunt cum să cade, sunt un om extrem de rău, extrem de răutăcios, pot fi extrem de tăios. După 29 de ani de creștinism, încă mă frământ, nu cu întrebarea cum pot fi sfânt, că asta ar trebui să fie întrebarea unui ex-pastor. Asta ar trebui să fie întrebarea unui decan la o facultate de teologie: cum pot să fiu sfânt? Iertați-mă, dragii mei, dar n-am reușit să-mi răspund la întrebarea cum pot să fiu bun. Am ajuns la umila întrebare: cum pot să fiu cum să cade? Creștinismul este amendat tot mai virulent. Creștinii sunt învinuiți și sunt considerați cea mai mare piedică în calea credinței. Vă spun drept că am emoții. Acum mă gândesc și am încredințare, am credința. Fiul meu va crede, cu asta trăiesc. Dar știți că am emoții și mă gândesc unde se va duce după aia?
Așa cum am emoții pentru mulți dintre prietenii mei pe care îi cunosc, sunt oameni care gândesc, oameni care au câteva rafturi de cărți citite și mă întreb unde se vor duce. Mă tot gândesc la vorba lui Gandhi, reformatorul Indiei, care spunea în felul următor și a devenit hiperozată, este atribuită lui această vorbă: îmi place de Hristos, dar nu îmi place de urmașii lui. Sau se spune că ar mai fi afirmat odată: m-aș fi convertit la creștinism dacă aș fi găsit măcar un singur creștin autentic. Chiar. De ce s-ar apropia cineva de credința creștină când biserica este în halul în care este? De ce s-ar apropia cineva de credința creștină când noi înșine creștini avem vicii noi și vechi, păcate cardinale, defecte fundamentale care strâmbă și schinomosesc chipul Domnului și Mântuitorului nostru? Ce anume ar deveni tentant la biserică? Care ar fi acele calități pe care noi le avem și trebuie să le cultivăm în continuare și care sunt viciile de care trebuie să scăpăm? Aș vrea să încercăm pe parcursul a 9 luni, aceasta este introducerea, și vom încerca timp de 7 sesiuni să găsim câte două perechi, vicii și virtuți cardinale, pe care le vom adapta culturii omului pe care l-aș numi omului din generația Facebook, și să încercăm să vedem care sunt acele lucruri pe care merită să încercăm să le luptăm, să le atacăm. Așadar, vom lua în fiecare lună o pereche, un viciu și o virtute. Vom încerca să trecem prin părinții bisericii, prin Augustin, care a scris despre aceste lucruri, prin Dante, Infernul, prin C.S. Lewis. Vom încerca să culegem nu numai din tezaurul protestant și neoprotestant, ci și din tezaurul ortodox și catolic, cu permisiunea dumneavoastră, și să încercăm să ne îmbogățim, să vedem dacă pe parcursul istoriei a tradiției creștine există și alte metode de a lupta împotriva ceea ce le împărțim între abateri, greșeli, păcate, crime de neiertat, alunecări trecute cu vederea. Vom încerca să survolăm, cu ajutorul Scripturilor, modul în care Scripturile însele ne oferă soluții pentru firea noastră pământească. Acum suntem în lectură cu biserica în Ieremia, capitolul 17, și acolo citim: inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Este un strigăt aproape disperat, de disperare, al profetului. Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu exact un an că voi merge cu tinerii aceștia care m-au fugărit, tineri de 20 de ani, uitați-i, sunt acolo, m-au fugărit în drum spre Auschwitz, dacă mi-ar fi spus cineva asta, aș fi râs ca Sara. Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu un an că voi trece prin cele 4 pierderi prin care am trecut în acest an, i-aș fi spus că pare incredibil ca Dumnezeu să fie atât de cinic și atât de dur să-ți omoare 4 apropiați într-un singur an și să pierzi 2 prieteni apropiați în același an. Dar dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu un an că voi fi tată din nou, m-aș fi defectat de râs. Și realmente aș fi spus, așa ceva este... De marți suntem din nou părinți. Mai devreme cu 5 săptămâni decât ne-am fi așteptat. V-am spus într-una din sesiunile trecute că Natalia lipsește din pricini binecuvântate, cum se spune uneori, în limbajul de lemn. Sunt tată din nou și, spre marea mea sperietură, sunt tată de băiat. Ceea ce pentru mine este, ori o pot interpreta în două feluri: ori ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, care îmi face cu degetul și spune: ai ratat odată, ține o foaie de hârtie nouă, mai încearcă odată. Sau îl pot interpreta ca un canon pe care mi-l dă Dumnezeu să mă cresc pe mine în oglindă din nou. Cred că mai sunt și alte motive și poate le voi împărtăși pe parcursul acestor seri, pentru că va fi o aventură de 9 luni de zile și vom avea, dacă Dumnezeu va îngădui viață, vom avea posibilitatea să-L vedem pe cel mic ridicându-se de la pământ. Dar vă spun de acum că trăiesc zilele acestea, n-am crezut că eu voi pune pe Facebook poze copiii. Și mă uitam cu judecată la cei
care puneau. Dar în ultima săptămână am pus mai multe pozite pe Facebook cu familia decât am pus în tot restul din 2009, de când sunt pe Facebook. Este fascinant să fiu părinte între două secole. Am fost părinte în secolul trecut și acum sunt părinte în secolul acesta. Și față de ceilalți prietenii mei care m-au primit în clubul lor de părinți noi nouți, noi știm ce ne așteaptă. Asta e diferența dintre noi și voi. Dar mai sunt alte câteva lucruri pe care le știm. Este interesant ce se întâmplă când crești copil, acum nou, în mediul online, ai foarte mulți sfătuitori, toți spun. Și eu am descoperit chestia asta, cu cum să-l ții pe copil legat, și mă duc la Natalia și spun, extraordinar, am descoperit o chestie extraordinară, știi, dacă îl ții pe copil legat și îl ții strâns așa, e o chestie, crește mult mai sănătos, afectiv. Ea n-are Facebook, dar are un instinct matern de leoaică, și dar e normal. Mie mi se pare că descoper lucruri extraordinare, ea le vede absolut normale. Și un alt lucru pe care l-am mai trăit în zilele acestea este că mă uit la ghemotocul acela de carne și mă uit și vorbesc cu ceilalți colegi ai mei, părinți de asemenea, din maternitate. Unii îmi pot fi copii, la 20 de ani, 21 de ani îmi pot fi copii. Și mă uit la ei cum așteaptă să le crească copiii. Oare cum o fi când o să aibă un an? Oare cum o fi când o să aibă doi? Oare cum o fi când o să aibă 10? Cum o fi când o să aibă 14? Eu nu știu cum să înțepenesc timpul. Dragii mei, cei care aveți copii, bucurați-vă de fiecare moment. Schimbatul unui Pampers este un lucru ritualic, religios. Bucurați-vă din plin de aceste momente. Veți regreta. Nouă ne-a făcut Dumnezeu o mare binecuvântare să ne putem întoarce în timp, să resestăm tot sistemul și să reinstalăm programele. Cred că este un lucru pe care l-aș spune de mii de ori tuturor. Petreceți cât mai mult timp cu copiii, petreceți cât mai mult timp cu soții, cu soțiile. Așadar, vă spuneam că mi-am pus mâinile în cap și recunosc acum, așa cum mă știu și studenții mei și toți ceilalți, destul de aspru și puțin zâmbitor, am bocit ca o cucoană marți. Nu pentru că Noah Cristofor s-a născut prematur, ci din alte pricini. I-am bocit moartea viitoare. Iov spune, după cum scânteia se naște ca să strălucească și apoi să se stingă, tot așa omul se naște ca să moară. Știu prin ce va trece. Va suferi și el, ca și noi, și într-o bună zi va muri. Va trăi și el tensiunea pe care o trăiesc și eu, aceea dintre ceea ce sunt și ceea ce aș putea fi. Între naștere și viață va trăi dorința de a fi bun și el, cum doresc și eu. Nu cred că se naște cineva dorind să fie rău. Și totuși, spune Scriptura, în păcat m-a zămislit mama mea. Nebunia este lipită de inima copilului și eu știu și m-am uitat la el și îmi spun oamenii, ce dulce-i. Aveți imagini să ne mândrim și... Ce dulce-i, spuneți că nu-i dulce. Ce dulce este și m-am uitat exact în momentul când am făcut poza asta și mi-am spus, este păcătos. Vă garantez și vă dau cu semnătură că va păcătui. Știți care va fi unul din primele lui păcate? Puteți să... opri, ajunge, nu se mai uite nimeni la mine. Știți care va fi unul din primele lui păcate? Nici nu va învăța să vorbească, de-abia va învăța să meargă și va merge la măsuța noastră, va agăța mileu, se va uita la noi și îi spun nu. Și el va sta și se va uita la mine. Și va trage un pic, îi spun nu, și el va mai trage un pic. Și îi spun nu, și el va mai trage un pic. Și în momentul când mă voi întoarce, trage jos, cu tot cu vază. Va face acest lucru. De ce? Pentru că este păcătos. Copilul nu este vinovat, nu se naște nevinovat. El este păcătos, el nu face păcate, el este păcătos. Noah va crește, va păcătui și va face deosebirea între alunecări, greșeli, abateri, erori, slăbiciuni, pe unele ne va numi păcățele. Va încerca să-și minimalizeze abaterile, să se scuze, precum o facem și noi.
Mă gândesc la viitorul lui și la primii ani de viață și acum îmi pare extrem, extrem, extrem de rău că mi-am certat prea mult copiii. Unul dintre cele mai triste complimente pe care le-am primit în această perioadă a fost în momentul când am arătat o poză cu copilul și era încruntat, era a doua zi și era foarte încruntat. Mai multă lume mi-a spus că seamănă perfect cu tine, perfect, este așa de încruntat. Este dureros de adevărat, așa este, pentru că eu am trăit cu un Dumnezeu încruntat. De aceea copiii noștri mai mari, dacă neria arde cumva mocheta cu fierul, face tahicardie. N-am văzut-o niciodată, dar am trăit cu un Dumnezeu încruntat. De aceea Naum, când era mic și vărsa o cană cu apă sau a spart un borcan cu gem, a început să plângă imediat. De ce? Pentru că am trăit cu un Dumnezeu încruntat. Dragii mei, părinți, copilul nu face greșeli, copilul nu face păcate, copilul este păcătos. Este o abordare complet diferită să te gândești la ontologie, la ceea ce este cineva, nu la ceea ce face cineva. Copilul este păcătos și nu poate fi îmbunătățit, nu poate fi reparat, natura umană nu poate fi reparată, natura umană poate fi doar mântuită. Este vorba acolo de o metamorfoză. Mi-am dat seama că am trăit cu imaginea aceasta complet greșită, absolut eronată. Că acel copil se naște pur și ne uităm la el și zice, o, ce dulce, ce dulce, ce mil și ce pur este. El nu este pur, am stabilit deja acest lucru. Și tot ce încercăm după ce crește copilul și îmi vedem că o ia razna, este un fel de reversus aduterum. Să-l întoarcem din nou în starea inițială și să revină din nou pur. Și la 4 ani încercăm să-l facem pur și la 5 ani încercăm să-l facem pur și luăm trunchiul acesta de copil și băgăm ghearele în el, încercăm să-l cioplim, să-l ajustăm, să devină buni ca noi. Și uitați-vă la ironia. Un păcătos ca mine crește un păcătos ca el. O fire pământească ca mine se luptă cu o fire pământească ca el și combinația este explozivă. Se întâlnesc toate firea pământească și toată încărcătura mea genetică din el cu încărcătura genetică amplificată din mine. Mi-e milă acum de copiii noștri mai mari pentru că m-au văzut de prea multe ori încruntat, de prea multe ori am țipat la ei, de prea multe ori am mustrat pentru faptul că ei erau într-adevăr nevinovați, nu făceau greșeli, ei erau greșiți. Acum îmi pun problema felului în care se va dezvolta conștiința celui mic. Va începe, precum am făcut și noi, să aranjeze, să taxonomizeze păcatele și păcățelile, va împărți în păcate mari, păcate mici, între abateri mari, abateri mici, greșeli mari, greșeli mici, va avea sertărașe în minte și sertare mai mari, cămări și cămăruțe, în care le va ordona în funcție din intensitatea vocii mele și lacrimile din ochii maicăsii. Asta înseamnă, după părerea noastră, educație, tipul acesta de presiune. Dragii mei, peștele nu se poate urca în copac, rața nu poate sări la obstacole, cum fac caii. Ce încercăm noi să facem este să presăm asupra copilului, păcătos din fire, din natură, și când spunem natură, noi discutăm ontologic, da? Așa este, nu așa are niște caracteristici care pot fi atenuate, pot fi schimbate, pot fi cosmetizate. Încercăm să-l facă, să fie și să-l facem altceva decât este. De unde ne vine acest reflex pe care îl va avea și el al inventarierii și al aranjării, al taxonomizării răutăților? Dacă priviți diacronic în literatură, veți observa că pentru virtuți e mai puțin în literatură decât pentru rău, decât pentru listele răului. De la Adam încoace facem același lucru. Transferăm vina dacă nu reușim să o minimalizăm. Dacă reușim să o minimalizăm, să facem să putem trăi cu ea, să putem supraviețui cu vina, să o putem purta mai ușor. De aceea, în mintea noastră se dezvoltă rafturi. Rafturi pe care aranjăm în ordine și prioritizăm păcate mari, mai înalte, cu impact mai mare social, crimă. Crimă. Foarte rău, pentru că crima afectează societatea, dispare forța de muncă. Adulterul strică familie, sporul natural este afectat și așa mai departe. Avem impact. În ochii lui Dumnezeu vom vedea în această serie crima, minciunica copilului meu, adulterul, mândria, trufia, toate sunt pe același raft.
Observați aici că sunt mere negre cu mere din culoarea lor naturală pe același raft. În ochii lui Dumnezeu, lucrurile se ordonează pe rafturile lui, altfel decât se ordonează pe rafturile noastre, după cum vom încerca să vedem. Se adresează Dumnezeului Adam, îl întreabă ce a făcut, Adam transferă vina, dacă avem timp vom intra mai adânc în această scenă, și spune, femeia pe care mi-ai dat-o, tu. Finalmente, Dumnezeu, bineînțeles, este de vină pentru tot, femeia care mi-ai dat-o m-a dus neascultare, m-a invitat să mănânc. Diavolul este specialist în oglinzi deformate. Ne așează fie în retrospectivă, fie în perspectivă. Între ceea ce am fost odată și ne imaginăm noi că am fost buni, ce bine am arătat în poza de la nuntă. Nostalgie. Și diavolul este specialist în nostalgii din acestea dureroase. Ce bine a fost cândva și trăiești în trecut. Sau nu vrea să te lase din nou în prezent. Horatius are această vorbă, carpe diem, care înseamnă, dacă traduce în literal, smulge ziua, culege ziua, culege clipa. Nu înseamnă bucură-te, nu este epicurian Lozinca, bucură-te de clipa prezentă. Ei, diavolul tocmai asta încearcă să facă cu noi, fie ne aruncă în trecut retrospectiv, fie ne oferă o perspectivă falsă, ceea ce am putea fi. Uitați-vă la ispita Evei. Eva, tu nu vezi că te ești de proastă? Tu nu vezi că te plictisești degeaba în grădină? Nu-i cam plictisitor și prea egal timpul? Te vă întâlniți în fiecare dimineață cu Dumnezeu. Ce e atât de fascinant în asta? Totul este atât de... Uite, leii stau împrejurul vostru, animalele sălbatice nu vă fac nimic. Ești așa într-o grădină zoologică și într-o grădină botanică de care trebuie să aveți în fiecare zi același fel de grijă. Ai putea deveni altceva. Față de ceea ce ești acum, uite, proiecția ta viitoare. Uite ceea ce ai putea deveni. Ai potențial, dragă. Și al doilea gând, comparându-te cu Dumnezeu însuși, nu ți se pare că ești prea frustrat? Ce ar fi să fiți ca Dumnezeu? Este vorba otrăvitoare care ne se șoptește tot timpul. Și dacă ne vom uita la păcatele zise fundamentale prin tradiție, vom observa că multe dintre acestea își au rădăcina în grădina Edenului tocmai în această întoarcere sau proiectare. Am fost mai buni sau vrem să fim mai buni? Dacă vă uitați la toate lucrurile, la toate mecanismele pe care le avem noi, vreau să slăbesc. De luni mă apuc de cură de slăbire. De ce? Pentru că în funcție de o proiecție pe care o am, eu la 92 de kilograme și eu la 62 de kilograme. Normal, voi face tot posibilul ca să mi se potrivească rochia de mireasă într-o bună zi. Diavolul ne fură clipa prezentă. Este cel mai bun creator de regrete, de false vise, de nostalgii și de viziuni mincinoase. Semănăm cu acei însetați din deșert care au părăsit oaza, dar se gândesc încă la ea. Văd fata Morgana și nu sunt sigur că ceea ce este adevărat este și ceea ce văd ei. Și regretăm că nu ne mai putem întoarce, te-ai dus prea departe și dacă mergi înainte, nu știi dacă vei ajunge murind de sete. În toată această călătorie în deșert, în deșertul căderilor noastre, avem nevoie de ordine. Asta este interesant. Suntem corupți total, căzuți total, dar suntem după chipul lui Dumnezeu. Vrem să cosmetizăm. Cosmos, de aici vine cosmetică. Cosmetică înseamnă a aranja. Cosmeo, verbul cosmeo, înseamnă a pune în ordine. Cosmos este ceea ce este aranjat. Noi căzuți fiind, în haos total, în dezastru total, și Augustin aici este partea lui, dacă n-ar fi existat Augustin în istoria teologiei, noi n-am fi avut această idee de corupere totală a omului, cât de gravă este căderea noastră. Corupt total, rănit total, vrem totuși în această mizerie să punem ordine. Culegem cioburile și le arzăm frumos pe rafturile minții pentru a încerca încă o dată și încă o dată și încă o dată. Un clasic în viață spunea, orice text scos din context devine pretext. Cred că ați auzit de multe ori această spusă. Ca urmare, am scos un text din context, din proverbe, și am creat pretextul pentru a porni la crearea listei la care pornim. Și vom încerca să vedem care sunt acele păcate față de care alte păcate pot să pară permisibile sau suportabile. Prin tradiție,
Cele 7 păcate capitale sunt următoarele: mândria, invidia, iubirea de bani, desfrânarea, lăcomia pântecelui sau îmbuibarea, trândăvia sau lenea și mânia. Nu vi se pare interesant când aceste 7 păcate fundamentale, 7 păcate cardinale, lipsesc cele grosiere, cele care au cel mai mare impact? Dacă vă uitați în istorie, Balzac dedică câte un roman, a încercat să dedice câte un roman unora dintre aceste virtuți contrare, cum le-a numit cineva, patericile le ilustrează și vom recurge și la ele, Decameronul le celebrează, Hieronymus Bosch le pictează. Pentru fiecare dintre aceste păcate capitale sunt niște contravirtuți. Și mi s-a părut foarte interesant că literatura medievală nu le spune vicii, ci le spune contravirtuți sau virtuți contrare. Pentru mândrie avem smerenie, pentru invidie bunătate, pentru iubire de bani cumpătare, pentru desfrânare castitate, pentru lăcomia pântecelui sau îmbuibare avem caritatea sau generozitate, pentru trândăvire avem hărnicia și pentru mânie avem răbdare. Aceasta este o posibilă împerechere a acestor virtuți. De ce mi se pare interesant să le spunem virtuți contrare? Și voi încerca să dezvolt, vom avea un moment muzical imediat, voi încerca să dezvolt puțin după momentul muzical, vom face o pauză de digerare a unui citat. Acestea sunt cele 7 păcate capitale cu perechile lor și mi s-a părut interesant. Și aș vrea să tragem cu ochiul puțin și la bisericile tradiționale. Poate data viitoare voi cita din Catehismul Catolic, dar acum dați-mi voie să citez din Catehismul Ortodox. Și în timp ce Cadmiel ne va încânta cu o piesă muzicală, aș vrea să avem timp să digerăm puțin consecințele teologice ale acestor afirmații. Foarte interesant pusă problema și un pic diferit decât ne-am obișnuit noi să privim acest lucru. Întrebarea 68. Cum se împart virtuțile? Sfânta noastră biserică împarte virtuțile în virtuți teologice și virtuți morale. Întrebarea 69. Ce sunt virtuțile teologice? Virtuțile teologice sunt acelea care prin tărie în sufletul credinciosului cu ajutorul Harului Dumnezeiesc și sunt îndreptate nemijlocit către Dumnezeu, apropiindu-L pe credincios de izvorul vieții religioase care este Dumnezeu. Virtuțile teologice le sădește Dumnezeu în suflet împreună cu Harul Sfințitor. De aceea ele sunt virtuți mai presus de fire, care nu vin din firea noastră. Sau sunt virtuți insuflate de Duhul Sfânt. Ele îndreaptă viața creștinului către Dumnezeu și îl întăresc pornirea firească de a împlini fapte bune. Fără ele, nimeni. Și acum vă rog să remarcați reflexiv-o. Asta este diferența fundamentală între lumea protestante, neoprotestante din care noi venim și biserici tradiționale. Fără acestea, nimeni nu se poate mântui. Observați reflexiv. Virtuțile teologice sunt credința, nădejdea și dragostea. 1 Corinteni 13 cu 13. Ce sunt așadar virtuțile morale? Întrebarea 70. Virtuțile morale sunt acele care călăuzesc viața creștinului față de sine și față de semeni. Ele au drept scop moralizarea credinciosului și a raportorilor lui cu semenii, adică întocmirea vieții și a rânduirilor dintre oameni după legile morale. Aceste virtuți se mai numesc și cardinale, fiindcă ele stau la temelia celorlalte virtuți și deci pe ele se reazmă viața cinstită. Și acum atenție la un alt aspect care ne diferențiază. Virtuțile morale se pot câștiga și prin puterile firești cu care este îndestat omul. De aceea ele se mai numesc virtuți firești sau câștigate. Rădăcina acestor virtuți stă în legea morală, firească, sădită în firea omului chiar de la creare. Aici vă dați-mi voie să fac o paranteză. Diferența fundamentală dintre teologia ortodoxă sau antropologia bisericii ortodoxe și antropologia protestantă stă în următorul fapt. Antropologia ortodoxă presupune faptul că, ca și noi de altfel, că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Când omul a căzut, ce să pierde? Pierdem și chipul și asemănarea sau pierdem una dintre ele? Noi, de la Augustin încoace,
și n-ar exista teologie protestantă fără Augustin, via Calvin, noi credem că am pierdut și chipul și asemănarea și de aceea vorbim de corupere totală. Tradiția orientală dă un alt răspuns la această problemă. Noi suntem creați după chipul și asemănarea omului. Chipul este persistent și rămâne. Nu-l pierdem. Pierdem asemănarea. Și de aceea, în momentul când întreb, mergeți la Turnul Roșu, spre exemplu, lângă Râmnicu Vâlcea, la mănăstire, și deschideți acolo și vorbiți cu stare, și zice, părinte, ce faceți aici? Știți care va fi răspunsul? Mă mântui. Și folosește reflexivul. Mă mântui, mă mântuiesc. De ce? Încerc să recâștig asemănarea cu Dumnezeu. Nu există conciliere între cele două antropologii. De aceea sunt atât de radicale cele două căi. Și cu permisiunea dumneavoastră, în câteva din aceste sesiuni, mă voi reîntoarce la această distinție fundamentală dintre cele două tradiții. Dumnezeu ne va lumina, cercetând Sfintele Scripturi, care dintre acestea sunt mai aproape de credibilitate. După învățătura bisericii noastre, însă această fire slăbind prin păcatul strămoșesc a adus cu sine și slăbirea puterilor morale firește ale omului. De aceea virtuțile răsărite din ea sunt firave și slabe și au nevoie de întărire prin harul dumnezeiesc pentru a rodi fapte bune necesare mântuirii. Fapte bune necesare mântuirii. Luther a încercat să scoate epistola lui Iacov din canon pentru că intra în conflict cu ceea ce înțelesese el din Romani, că nu ne mântuim prin fapte bune. Suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Întrebarea 71. Care sunt virtuțile morale? Virtuțile morale, cele mai de seamă, sunt înțelepciunea, dreptatea, cumpătarea, și aici este o problemă de traducere. Aș modifica, că altfel este greu să aplicăm acest catehism și doamnelor și domnișoarelor. Înțelepciunea, dreptatea, cumpătarea și bărbăția. Este ca în o scrisoare pierdută, fii bărbată, Zoie. Deci nu este o greșeală de traduce sau aș traduce altfel, dar în timp ce vă las să digerați aceste consecințe ale celor două tradiții, aș vrea să ascultăm preț de câteva minute pe Cadmiel.
Ce frumos e totuși pe pământ. Cum poate cânta o ființă născută în păcat? Așa de frumos, dumnezeiește. Am vrut să ilustrăm cumva prin această bucată muzicală exact tensiunea care este în noi. Ați văzut prima parte cât de plină de tensiune. De asta îmi plac romanticii foarte mult, pentru că ilustrează foarte mult tensiunea, bătălia între vreau să fiu bun și nu pot, vreau să performez, vreau să fiu mai aproape de ceea ce este bine și prăbușirea lăuntrică. Și apoi, în ultima parte care s-a deschis, a înflorit, s-a înseninat, parcă s-au retras norii și vedem blândețea și bunătatea și îngăduința lui Dumnezeu care se adună într-un singur cuvânt, într-un singur sinonim, har. Îi mulțumesc lui Cadmiel pentru acest moment și mă rog tot timpul pentru el, văzându-l atât de dăruit de Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l țină smerit. Acolo unde nu reușește Dumnezeu, noi îl vom ajuta. Mulțumim! Ați văzut, cei care ați fost și dimineață, o schimbare de decor. Dimineață toate merele erau în culoarea lor naturală. Cei care s-au ocupat de decor au schimbat culoarea merelor și avem o parte de mere vopsite. Vă spun că n-am recizat nimic, nu ne-am sfătuit în niciun fel cum să fie, cred că de multe ori, și martorul meu este Andreea aici, de multe ori s-a întâmplat și în celelalte sesiuni ca Duhul Sfânt să le pună lor în gând și mie în minte și să ne întâlnim la mijloc în privința graficii a imaginilor care însoțesc toate aceste lucruri. Merele vopsite din spate, care într-un fel își păstrează esența sub coajă, reprezintă exact această dublă natură din spatele a ceea ce noi numim virtuți. Virtute, etimologic vorbind, vine de la vir, care înseamnă bărbat și prin contaminare semantică înseamnă putere. Și viciile și virtuțile au în spate aceeași putere. Este o putere care generează două efecte diferite. La fel cum printr-un impuls poți să urci o scară, printr-o aceeași putere sau impuls poți să te rostogolești pe scara următoare și să te accidentezi. Este virtutea și de asta medievalii le-au numit virtuți contrare pe cele vicii, pentru că au aceeași rădăcină. Nu numai că sunt în sufletul nostru, dar mecanismul lor de formare este asemănător. De aceea vestea bună este că pot fi răscumpărate. Mândria care se generează în același fel ca viciul, ca virtutea contrară, poate fi răscumpărată. Așadar s-a ocupat cu mere vopsite. Mi-a venit imediat în minte falsul de care se ocupă diavolul, cioara vopsită. La un moment dat un prieten al cuiva a călătorit peste hotare, s-a dus într-un loc mai exotic și prietenului de acasă i-a spus: auzi, dragule, dacă tot te duci în locul ăla așa exotic, adu-mi și mie un papagal vorbitor african. Bineînțeles, omul nostru luat cu afacerile, schimbări de zboruri, cum să-l ții papagalul, așa nu te lasă cu el, treci prin tot felul de filtre cu papagalul, îl iradiezi. S-a gândit la următoarea strategie. Când ajung la destinație, intru în primul magazin, îi cumpăr ceva și zic că e papagal african. S-a dus și singurul lucru disponibil era o bufniță și s-a dus și l-a făcut cadou. Ăsta este papagal vorbitor african. După câteva săptămâni se sună cei doi prieteni: ei, ăsta așa cu un zâmbet în colțul gurii și cu așa abia stăpânindu-și râsul, vorbește papagalul tău? Întreabă cumpărătorul. El la destinatar spune: domnule, nu vorbește, dar dacă ai ști ce atent se uită. Vedeți, tensiunea dintre vicii și virtuți este mai puțin puternică decât noi ne imaginăm. Și aș vrea să ne uităm puțin la rădăcinile biblice.
În Cartea Proverbelor, în capitolul 6, 16 la 19, găsim această listă de la care s-a pornit inițialmente cu cele 7 păcate capitale. Iată ce spune Scriptura în acest loc, în Proverbe 6, de la 16 la 19. Găsim această listă a celor 7 păcate capitale. Între timp, aș vrea să ilustrăm cele 7 păcate capitale tradiționale prin imaginea lui Hieronymus Bosch, pictată în 1485, se numește cele 7 păcate cardinale și ultimele 4 lucruri, și anume, dacă vă uitați, o puteți găsi pe internet și la rezoluție destul de bună, acolo sunt câteva lucruri. Cele 4 cercuri reprezintă așa, moartea, judecata, iadul și gloria, și cele 7, încep cu furia din partea de jos, apoi în ordinea acelor de ceasornic, invidia, iubirea de bani, lăcomia, lenea, desfrâul și mândria. În mijloc se află un ochi, vedeți care este imaginea unui ochi, și jos este scris caue, caue, Deus videt, adică ferește-te, ferește sau fii atent, atenție, atenție, Dumnezeu vede. Se poate opri imaginea. În secolul al XIII-lea s-au mai modificat listele, dar punctul de pornire a fost din acest text biblic inițial, și anume, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care le aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Foarte interesantă această listă. M-am uitat la modul ei de dezvoltare și dacă vă uitați, are o logică internă. Nu este doar un paralelism ebraic luând două câte două, ci este un pic mai mult decât atât sugerat. Mai întâi pornește de la mândrie, păcatul luciferic. Ochii trufași, mândria. Ce a intenționat diavolul? A intenționat Lucifer să fie ca Dumnezeu și din pricina aceasta a fost aruncat din dreapta lui Dumnezeu. Dacă vă uitați la mândrie, mândria are în sine și impulsul acela inițial al Evei, dorința de a fi ca Dumnezeu. Păi de asta ar trebui să fie o virtute, nu? Însă așa este răsturnată și pervertită, nu ne spune însuși Dumnezeu, fiți sfinți, că și eu sunt sfânt, adică ne spune să fim ca El. Dorește să fim ca El. Spune Chiril al Alexandriei, calchiind un părinte anterior, spune, El a venit să se facă ca noi, pentru ca noi să devenim întocmai ca El. Și Psalmul 8 ne spune, ne-a făcut cu puțin mai prejos decât El. Suntem după chipul și asemănarea Lui. Cum să nu-ți dorești să devii ca El? Superbia supremă este să dorești să fii Dumnezeu. Să dorești să fii ca Dumnezeu. Să dorești să deții puterea ca Dumnezeu. De aceea spun că mândria are în sine acea dorință, acea putere lăuntrica noastră care ne împinge spre rău, dar impulsul inițial a fost bun, este deviat ca o bilă de biliard. Ochii trufași urăște Dumnezeu și o luăm de la Geneza, din capitolele primare, când omul cade. Apoi, al doilea, limba mincinoasă. Și ne învârtim tot în jurul satanei, care este numit tatăl minciunii. Satana vine la Eva și vinde o minciună și Eva o ia și trăiește mai departe și se complace în minciună și de pe prima pagină a Scripturii până pe ultima pagină a Scripturii ne spune Scriptura pe ultima pagină că Dumnezeu urăște pe cel care trăiește în minciună, cel care se complace în minciună, afara cetății lui Dumnezeu vor fi mincinoși. Dragii mei, dar minciuna face parte tot din faptul că suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Știți ce încercăm noi cu minciuna? Încercăm să recreăm realitatea. Minciuna clasică a unui copilaj de clasa întâi. Ți-ai făcut tema, Gigel? Da! De ce? Pentru că își dorește să o fi făcut. Și cosmetizează realitatea. Minciuna în impulsul ei primar este dorința de a fi altfel, adică în general de a fi mai buni. Când copiii se laudă în curtea blocului și spune tata meu e pompier, nu-i pompier, dar tata meu e capitan, dar nu-i capitan, tata meu e militar, nu este, dar în mintea lui realitatea mai frumoasă este că tatăl nu e un nea de la sculărie, ci este ceva mai mult.
Minciuna are în ea dorința de a recrea universul și de a-l recrea după chipul care este în proiectul nostru din cap, mai frumos decât ceea ce trăim. De aceea ne complacem în minciună. De aceea ne placem în minciună. De aceea ne spune Scriptura, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Este nespus de înșelătoare pentru că nu există ființă umană pe suprafața, nu există ființă pe suprafața pământului decât ființa umană. Este singura care se delectează în autoînșelare. Suntem specialiști în autoînșelare. Când ne uităm în oglindă, ne facem mai frumoși. Ne place să ne... și nu faptul că ne aranjăm, ci în... și să vă spună psihologii, că în momentul când ne uităm în oglindă, noi înmagazinăm în spate toate proiecțiile noastre cele mai bune pe care le-am avut vreodată. De asta ne urâm când ne vedem pe video. Pentru că video, doamne, ce urât sunt, nu-mi place, dar când ne uităm în oglindă, pentru că funcționează această automințire, ne place ceea ce vedem acolo. Al treilea lucru, mâinile care varsă sângele nevinovat, Abel, suntem tot în Geneza. Ura și uciderea. Abel și Cain, prima crimă, este din competiție, dar competiție pentru ce? Ce au încercat ei să facă? Fiecare dintre ei au pornit cu intenții bune. De aceea avem și proverbul. Drumul spre Iad este pavat cu intenții bune. Și unul și altul au încercat să-și ofere jertfa lor mai bună lui Dumnezeu. Fumul lui Abel s-a ridicat, fumul lui Cain nu s-a ridicat și Cain s-a înciudat pe fratele său Abel pentru un motiv cât se poate de religios. Dorința de a fi plăcut lui Dumnezeu. Dorința de a fi primită ofranda. Ce aș vrea să urmăriți în această descriere este că se pornește cu elemente ale trupului. Ochii, limba, mâinile și dintr-o dată, la patru, Dumnezeu ne bagă inima în piept. Și le face o operație pe cor deschis. Inima care urzește planuri nelegiuite sau viclenia. Aici Scriptura ne deschide adevărata problemă. Problema noastră nu este cu ce se vede. Problema este cu ce nu se vede. Inima care urzește planuri nelegiuite. Adam, după ce a păcătuit și și-a dat seama că a păcătuit, în sfârșit s-au deschis ochii, următorul pas pe care l-a făcut este a încercat să se ascundă, să viclenească. După ce facem boroboața, încercăm prin viclenie să-i dăm un aspect consumabil. Domnul pastor, domnule, și David, domnule, a făcut-o. Și să știți că dacă vă uitați în istoria patriarhilor, majoritatea au fost poligami. Vă uitați la mine, deci diferențe culturale, dar să știți că nu sunt chiar cel mai rău din galerie. Și încercăm cumva să-i dăm un aspect consumabil prin viclenia inimii. Unde ești, Adame? Se ascunde. Știu sigur că ni se va răni inima, dar în același timp vom căpăta destule dovezi despre viclenia noului nostru născut. Și el va fi viclean ca mine și ca tine. Și apoi vom observa înclinațiile lui rele, picioarele care aleargă repede la rău sau răutatea inimii. Omul este înclinat, spunem noi, neoprotestanții, natural spre bine. Omul este înclinat natural spre rău. Tânjește spre bine, dar este înclinat natural spre rău. Strigăm împreună cu Apostolul Pavel, binele pe care vreau să-l fac, nu-mi iese. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Întotdeauna sunt de succes în rău. Și fără succes în bine. Al șaselea lucru, după ce pornește dinspre mândrie, păcatul luciferic, coboară pe pământ, la Adam și Eva, păcăliți prin minciună, prima ucidere, Abel, intră în piepturile noastre și scoate de acolo gândurile și înclinațiile nelegiuite. Răul n-ar fi destul dacă nu le vine comunitar. Pentru cei care știți Vechiul Testament, știți că mărturia unui singur martor nu este valabil. De aceea, în momentul când spui martor, dacă apare un martor, martorul presupune neapărat o microcomuniune. Doi. Trebuie să fie neapărat doi. Iată ce spune al șaselea păcat. Martorul mincinos. Întotdeauna când ai un martor, martor la ce? Există vreun martor care se duce singur în pădure la un copac și spune vreau să fiu martor mincinos, nu? Te duci martor într-un proces, adică într-o comunitate. Și ca să poți fi credibil, trebuie să găsești, să te
înjugi la rău, să-ți găsești parteneri de rău, cel puțin încă un martor mincinos. Amintiți-vă procesul Domnului Iisus. Au fost găsiți minimum, adică 2. Dragii mei, răul nu devine destul dacă nu devine comunitar. Răul, și aici textul ăsta are efect de pâlnie, se deschide și arată felul în care din inima noastră, din pornirile noastre murdare, răul suprem se face atunci când reușim să vomităm puroiul și veninul peste ceilalți, să contaminăm, să-l mai găsești pe încă unul cu care să te încuscrești în rău, pentru a crea minciuna, complotul, complicitatea, comunitatea. Este cea care este afectată în momentul când se întâmplă un astfel de complot. Și al șaptelea lucru, cel care stârnește ură între frați sau, cum spune în română veche, zâzania. Zâzania este numele grecesc care arată și vine pe linii neogreacă, care arată o plantă, o buruiană. O buruiană care nu se mai poate stârpi. În momentul când ai pornit de la o microcomunitate, doi martori mincinoși, lucrurile se extind spre ceilalți și stârnești certuri între frați. Dacă vă uitați mai departe într-un alt text din care rezultă alte 7 păcate, în Galateni 5 cu 19 la 21, merile de aici ilustrează exact ce se întâmplă în acel text. Și fructele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, dându-ne de înțeles că lista nu-i completă. Vă spun mai dinainte, cum am spus, că cei ce fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și după aceea vine cu roadele Duhului Sfânt. Dimpotrivă, roadele Duhului Sfânt sunt acestea. Și sugestia textului este că nu vine din tine. Textul nu spune, dacă te încordezi bine și strângi din dinți, dacă faci destule mătănii și genoflexiuni și spui 100 de Tatăl nostru cu mers pe sticlă ciobită și rugăciuni pe coajă de nucă zdrobită, atunci ați va ieși. Autoflagelarea chiar poate fi o opțiune. Roada firii pământești, ceea ce rodești în mod natural, fructele tale în mod natural sunt fructe negre. N-ai cum rodi așa, pentru că asta ești. Problema e cu statutul tău, problema e cu statutul meu, problema este că este stricat izvorul, că rădăcina este coruptă. Și vine apoi vestea bună. Dimpotrivă, roada Duhului, dacă Apostolul Pavel strigă în capitolul 7 din Romani, strigă, binele pe care vreau să fac, nu-l fac, și rău pe care nu vreau să fac, iată și fac, o, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și după aia se lipește de Hristos. Și soluția lui este cristologică pe de-o parte și pneumatologică pe de-altă parte. Spune, nu mai datorăm nimic Duhului, nu mai datorăm nimic firii pământești, ci totul datorăm Duhului și roada Duhului. Și ceea ce proclamăm noi ca evangheliști, ceea ce proclamăm noi ca protestanți, nu este îmbunătățirea, nici autodeterminarea. Ceea ce proclamăm este că suntem disperați, suntem fără șansă și avem nevoie de intervenții din afară. Nu ne vom putea salva pe noi înșine, ci avem nevoie de locuirea pe dinăuntru, a lui Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei, altfel este disperarea morții. Hristos în voi, nădejdea slavei, și Duhul locuiește în noi ca într-un templu. Dacă vă uitați la parcursul acesta, vedem că pentru Dumnezeu nu există păcate mici, păcate mari. Te-ai fi așteptat ca în aceste liste să fie păcatele grosiere. Abortul, poluarea, fecundarea in vitro și așa mai departe. Omorârea fără milă a animalelor sălbatice și domestice și așa. Nu, ce se uită Domnul la inimă. Intrăm în panică. Bun, știm ce-i bun. Ce-i bun e bun și vrem să fim buni, ce-i rău e rău și nu vrem să facem, noi acum la ce o să procedăm? Dacă cu 100 de Tatăl nostru și 400 de mătănii nu reușim, cum reușim? Dragii mei, mă uit în 14 octombrie, în orașul în care am crescut și mi-este milă de acești oameni. Am, pe de-o parte, o admirație tristă pentru ei, pentru că acești oameni doresc să fie mai buni.
și se duc acolo și stau cu zilele, în frig, în ploaie, și sunt și mă uit câteodată la mănăstirea Necula, cum urcă toate acele pietre și urc în genunchi. Nu vreau să ofensez pe nimeni de confesiune ortodoxă sau catolică, dar vreau să ne uităm la Apostolul Pavel, care încă o dată ne transmite mesajul că suntem fără scăpare în lipsa mâinii întinsă a lui Dumnezeu. Zilele acestea, căutând despre lucrurile acestea, mă apropii imediat de final, am descoperit un citat care pe mine m-a marcat în mod deosebit. Este o observație de bun simț, așa cum spunea cineva. Oare ce trebuie să citești atâtea rafturi de cărți care să faci o observație de atât de mult bun simț? Dar uneori, observațiile cele mai evidente nu ne vin, nu le putem exprima și un stilist desăvârșit, cum este Nicolae Steinhardt, spune așa: degeaba le-am avea pe toate, inteligența, cultura, istețimea, supracultura, doctoratele, supra-doctoratele, dacă suntem răi, haini, mojiși, vulgari, proști și nerozi, doi bani nu facem. Se duc pe apa sâmbetei, apropo, ieri am pus sâmbătă, am pus citatul ăsta, se duc pe apa sâmbetei și inteligența și erudiția și supra-doctoratele și toate congresele internaționale la care luăm parte și toate bursele pentru studii pe care le câștigăm prin concursuri severe. Nimic nu poate înlocui și suplini nițică bunătate sufletească, nițică bunăvoință, toleranță, înțelegere. Bunătatea sufletească nu e o virtute subtilă și rafinată, e un atribut de bază al ființei omenești și totodată un atribut al culturii. Suntem în căutarea bunătății, dragii mei. De la pușcăriașul de la Gherla până la profesor universitar. Am fost la Gherla săptămâna asta și pastorul de acolo îmi spunea că a stat de vorbă cu pușcăriași, cu viețași, care spun: știu că nu trebuie să fiu aici. Am făcut rău și vreau să fiu bun. Vreau să mă îmbunătățesc. Tânjirea sufletului lui este condamnat pe viață. Tânjirea sufletului lui este să fie bun. Și îmi spune un alt prieten medic că pacienta cea mai demontată pe care a avut-o depusă la loc a fost soția unui profesor universitar plin, critic literar, cu cărți publicate, care și-a bătut soția în așa fel încât i-a smuls scalp. Cultura nu face doi bani și nu ne poate salva. Cunoștințele n-au niciun sens. Degeaba aș avea toată știința și toată cunoștința dacă nu am dragoste. Suntem în căutarea bunătății și unii și alții. Nu cred că este vreo ființă umană care să se nască și apoi să crească cu gândul de a face rău. Și dacă există așa ceva, bănuiesc că e vorba de o posesiune demonică. Ce vom face? Acum suntem între două realități. Pendulăm între două alegeri. Bun, păi dacă ne-a spus că nu putem fi buni, atunci am abandonat lupta. Deci lăsăm, hai, stăm așa, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt să vină și să ne schimbe din afară. Și abandonăm lupta creștină. A doua opțiune este să strângem din pumni și să strângem din dinți și să dorim să ne îmbunătățim. Amândouă cred că sunt soluții greșite și propunerea pe care o am este la mijloc. Să luptăm în prezența Harului lui Dumnezeu. Să ne chinuim pentru desăvârșire și El să ne schimbe. Să încercăm să alergăm și El termină cursa pentru noi. Să ne îmbrăcăm în Hristos precum spune Apostolul: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vom încerca să ne ocupăm de păcatele mici, subtile, de vulpele mici care ne strică viile. Și cred că există posibilitatea cel puțin de a încerca, cel puțin de a lupta, să încercăm să ne analizăm mecanismele care stârnesc aceste 7 perechi de păcate care generează toate celelalte. Pentru că le-am ales pe acestea 7 în lumina tradiției și în lumina interpretării tradiții hermeneutice care este până la noi, din pricina faptului cum bine observă mulți dintre autorii de scrieri, de etică și de patologii spirituale de-a lungul istoriei, că aceste păcate izvorăsc alte păcate. Aceste păcate, cum ar fi lăcomia de bani, iubirea de bani este rădăcina tuturor celor alte rele. Vom încerca să ne uităm la acestea, vom încerca să facem un excurs diacronic prin istorie, să o luăm de la capăt, să ne uităm prin scripturi, să venim în contemporanitate, să ne autoanalizăm și aș vrea să ne motivăm unii pe alții, creștini, să ne luptăm, să devenim mai buni și să lăsăm pe El să ne facă mai buni. Partea noastră trebuie făcută, partea Lui este harul. Lupta noastră, vedeți, suntem mântuiți prin har, nu prin credință, ca să nu se laude nimeni. Dar Matei, capitolul 25, ne spune că vom fi judecați după fapte. Am un prieten care s-a convertit de câțiva ani la evanghelici.
Acum este retras, dezamăgit, închis și cinic. A descoperit, spre exemplu, pocăiții nu știu să fie prieteni. Și tânjește. Își spun frați, spun pace și bârfesc. Cum nu știu să bârfească budiștii? Singhiontesc, se otrăvesc unii pe alții și tânjește după prietenii vechi, cu foși pușcăriași. A descoperit că nu știm să fim generoși, că suntem roși de aceleași lucruri pe care prietenii săi necredincioși le consideră de asemenea și ei mizerabile. Aș vrea în analiza noastră pe următoarele 7 luni să ne mișcăm dinspre funcțional, adică dinspre ceea ce descriem. Suntem buni pentru că facem fapte bune, suntem răi pentru că facem fapte rele, spre ontologic. Cine suntem noi de fapt? Cum suntem structurați în căderea noastră și cum Harul lui Dumnezeu ne poate lumina, ne poate schimba prin puterea Lui? Cum putem scăpa de păcate mari? Cum putem să anulăm aceste liste cu păcățele care ne fac scuzabili înaintea lui Dumnezeu? Aș vrea să ne îndreptăm spre lista definitivă. Seara aceasta am încercat să vedem cum s-au renegociat listele. Între Proverbe și Galateni, între lista din tradiție, aș vrea să vă ofer acum, spre final, lista definitivă, lista de la Calvar. Iisus Hristos este pe cruce și lista de acolo este nesfârșită. Imaginați-vă următoarea scenă, cum cred că eu am pățit deja. Mă duc cu listuța mea de păcate și vin când eram un creștin mai imatur, mă rugam cam așa, cum aud încă rugăciuni, duminica. Doamne, dacă te-am supărat cumva cu ceva în săptămâna asta, lași-mi într-o săptămână, eu aș vrea să iau cina de la o secundă la o secundă. Știți ce vreau să fie cina de la secundă la secundă? Pentru că o lună mi se pare imens, mi se pare astronomic. Când să mă gândesc, nici nu mai mi-aduc aminte. Dacă s-ar lua cina, Domnului, știți, noi la baptiști luăm cina din fiecare prima duminică a lunii și stăm și medităm cu ochii dați peste cap și spunem, oare am fost rău? Merit. Și mă ridic în picioare. La noi în biserică se ridice în picioare. Și merit și întind mâna. De 20 de ani de când împart cina, că s-ar uita oamenii urât la mine dacă n-aș fi împărțit cina ca păstor, de 20 de ani de când împart cina, mă ridic și mă întreb, merit, nu merit, merit, nu merit, merit, nu merit, nu merit. Și acesta este răspunsul bun. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și apoi să ia. De ce? Pentru că ai ajuns la concluzia că nu meriți. Și de asta avem nevoie de har, de asta avem nevoie de iertare, de asta avem nevoie de Dumnezeu. Ce-ar fi harul dacă am ajuns la concluzia o lună de zile m-am chinuit să fiu bun și am reușit? Doamne, ești dator. Deci, pune-o aici, pe masă. Ospățul tău ceresc, cina Domnului. Tocmai discutăm de la egal la egal. Tu bun, eu bun. Tu sfânt, eu sfânt. Nu? Și Dumnezeu ne invită la masă cu El și spune, eu voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine și creează El coegalitatea. El ne invită și când ești coegal cu Dumnezeu la masă, pe tron, împreună cu El, domnind împreună cu El, simți micimea și prăbușirea, pentru că odată la cruce eu am venit cu listuța mea și am zis, Doamne, uite, deci, curvar n-am fost. N-am dat cap nimănui. Deci din toate păcatele fundamentale, dacă te uiți, împreună le ștergem una câte una și eu cred că sunt destul de cum să care, mă primești în rai. Și Dumnezeu desfășoară, zic, hai să-ți arăt o listă. Și desfășoară lista Lui, zice, toate răutățile, toate privirile, toate atitudinile și strâmbătura aia din nas. Că nu ți-a plăcut mâncarea maică-tii, care a fost făcută cu sacrificiu, ăla-i păcat. Nemulțumire. A venit din partea inimii tale corupte și ăla-i păcat. Și aia, Doamne, și aia. Păi atunci ce rost mai are? Zice, știi care e rost? Uite, aici este fiul meu. Și a luat lista mea de păcate și a agățat-o în palma lui. Dragii mei, pornim la o nouă aventură. Eu pornesc la o nouă aventură ca tată a unui copil păcătos. Tot ce îmi doresc în viitor este ca să iau pe băieții mei, Naum și Noah, și să-i duc la cruce. Să-și aducă listele lor,
să le completeze Dumnezeu cu lista lui. Și pentru că Dumnezeu are două mâini și eu am doi băieți, să iau listele lor și să le agăț în cuile în care a fost bătut Hristos și sângele acela să curgă pe listele lor și să topească păcatele lor cum topește acidul carnea, cum dizolvă sarea sângele, cum lumina dizolvă întunericul. Știți ce se întâmplă acolo? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne întreagă privirile și înfățișarea lui nu avea nimic să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa disprețuit că îți întorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el, suferințele noastre, toate le-a purtat. Și durerile noastre, toate le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este lovit de pedepsit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, pentru toate viciile noastre și pentru toate falsele noastre virtuți. Pentru tot ceea ce vom fi interpretat noi vreodată, că suntem virtuoși și n-am fost niciodată. Noi rătăceam, crezând că cei virtute este viciu de fapt și viciile le-am încurcat cu virtuțile. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Listele noastre ale tuturor, viciile noastre ale tuturor. Acolo sunt dizolvate, acolo sunt șterse și aceasta în traducere liberă se numește har. Sper să putem parcurge 7 luni o aventură printre vicii și virtuți, făcându-ne fiecare cu bisturiul cuvântului, analiza, despărțindu-ne duhul de spirit și spiritul de suflet, încercând să vedem ce se află acolo, în inima deznădăjduit de înșelătoare a fiecare dintre noi și să strigăm la sfârșitul acestei serii, în a noua întâlnire. Avem nevoie de har. Că așa se încheie Scriptura. Și harul lui Dumnezeu să fie cu noi toți. Amin.